La 5 martie 1917, o telegramă oficială din Petrograd, expediată la Chișinău, comunica următoarele. Basarabia nu mai face parte componentă din Imperiu. De acum înainte toți se pot bucura de libertate. În luna ianuarie 1918, Basarabia se proclamă independentă, iar în luna martie acelui așa an, prin decizia sfatului țării, se realipește la patria mamă România. Marea Unire a Țărilor Românești a pus capăt discriminării și înjosirii băștinașilor basarabeni. Arhiepiscopii Gurie Grosu și Visarion Puiu au redeschis la mănăstiri școli cu predare în limba maternă. La Chișinău s-a înființat Facultatea Teologică a Universității din Iași. La Edinis și-au început cursurile un seminar teologic. La Mănăstirea Ruți s-a întemeiat o școală de dascăli, iar la Mănăstirea Dobruș o altă școală de cântăreți. La Metropolia din Chișinău a ieșit de sub tipar cărți necesare pentru biserici. Au apărut publicații cu caracter științific, cultural și istoric, semnate de Nicolae Iorga, Vasile Puiu, Ștefan Berechet, Ștefan Ciobanu. Au fost construite sau restaurate mai multe locașuri de cult. Au fost împodobite cu fresce mai multe biserici și mănăstiri: Căpriana, Condrița, Ruți, Curchi, Suruceni. Istoria a oferit însă prea puțin timp basarabenilor. Ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov, la 28 iunie 1940, Basarabia a fost invadată de armatele bolșevice și smulsă din trupul țării. Fiind anexată la Uniunea Sovietică, același procedeu de rapt ca și în 1812. După al doilea război mondial, valurile de deportări în Siberia au afectat și clerul. O mare parte din călugării și slujitorii de cult au fost arestați, majoritatea fiind pur și simplu lichidați. Bisericile și mănăstirile au fost închise, cu excepția mănăstirii Japca, care era populată majoritatea de măci de altă origine. Locașurile de cult fie au fost transformate în grajduri, depozite sau spitale pentru alienați, fie că au fost lăsate să se ruineze. Cărțile și icoanele, alte odoare de preț au fost înstrăinate sau distruse. Barbarii distrugători nu mai erau doar străini, ci și localnici educați în stil ateist și protejați de regimul comunist. Omul a devenit indiferent, nepăsător, răutăcios, adesea tatăl și fiul vorbind în limbi diferite. Ideologia comunistă și-a atins scopul, făcându-ne să uităm trecutul și înaintașii. Astfel, am început să nu ne mai respecta ca neam, sufletul poporului fiind otrăvit de propaganda regimului. Timpurile grele n-au cruțat nici monumentele scumpe inimii, care au așteptat ani și să fie readuse la viață. Istoria ne-a oferit multe lecții, a venit timpul să ne deșteptăm, deoarece la capătul plecat lumina nu ajunge. Odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, Republica Moldova, la 27 august 1991, își proclamă independența. Căderea regimului a pus capăt obstrucțiunii la care era supusă biserica. Viața religioasă din ținut se revigorează, se reconstruiesc bisericile și mănăstirile părăsite, se adună mijloace pentru înălțarea al unor locașuri noi. Când în 1992 studioul Moldova Film își întrerupse activitatea și Pavel Bălan rămase șomer, Mircea Snegur l-a invitat la președinție. Cu camera de luat vedere a însoțit delegațiile noastre oficiale în SUA, China, Marea Britanie, Franța, Portugalia, România, Ungaria, Israel și alte țări. Acum renumitul operator de cinema, Pavel Bălan, maestru emerit în arte, cavaler al Ordinului Gloria Muncii și medaliei Mihai Eminescu, a rămas nedistribuit. Dar oamenii de creație nu știu odihna, nu se simt nici când la pensie. Ei făuresc în continuu. Pavel Bălan a editat prospectul Color Sfânta Mănăstire Dobrușa, despre care eu am publicat o pagină de ziar în Moldova Suverană din 13 noiembrie 1990. În ultimii ani, Pavel Bălan a întreprins 3 expediții în împărăția monarhală de pe Sfântul Munte Athos din Grecia, unde a adunat un colosal fotomaterial despre cele 20 de mănăstiri construite aici de greci, români, bulgari, sârbi, ruși, georgieni. În 2016, maestrul a făpat publicul cu o operă despre care revista Moldova scrie Volumul Rugă pentru Neam, apărut recent la editura Lumina. Semnat de cineastul și maestrul fotograf Pavel Bălan, se vrea un imn de slavă geniului creator al poporului său. Decenii în șir a studiat cetățile, mănăstirile, bisericile moldovenești, dar și odoarele de preț înstrăinate, rătăcite prin subsoluri și biblioteci și muzee. A descoperit bucoavne, icoane, manuscrise și odăjde episcopale, vestigii fără de preț ale trecutului glorios. A adunat informații și imagini inedite, opere de valoare ale bravilor meșteri ce jinduiau absolutul. Chiar de mâna nu era în stare să făptuiască ce visa sufletul. Lucrarea este dedicată înainte mergătorilor, celor ce cu înțelepciune au dat mâna și s-au unit sub același drapel, întregind țara și lăsând moștenirea averea sufletească într-o deșteptare. În 2016, Pavel Bălan s-a învrednicit de Ordinul Republicii.